Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș vine cu câteva recomandări de carte pentru copii și adulți. Angajații și voluntarii instituției prezintă pentru cei care doresc să le treacă pragul în această perioadă câteva cărți care pot fi găsite pe rafturile bibliotecii. Sunt cărți care fie te fac să spui întrebări cu privire la viață și îți redefinezi principii, fie îți pun în față o realitate dură a zilelor noastre despre care nu erai conștient. Cartea pe care vă recomand astăzi, Castelul de Sticlă, este un roman biografic cu mare succes atât la publicul adult cât și la adolescenți. Autoarea, jurnalista americană Janet Walsh, reușește să oglindească în acest volum de memorii copilăria și viața familiei nomade, surprinzând cu dezvăluiri pe care un om obișnuit le răspunde poate, din jenă, și face asta cu tandrețe și dragoste față de familia sa, încercând mai degrabă să-și înțeleagă părinții decât să-i judece. Este povestea adevărată și tulburătoare a unei familii nonconformiste, pentru care aventura, spiritul liber și traiul neîngrădit de reguli inutile sunt mai presus decât confortul unui cămin tipic. Soții Walls își cresc cei 4 copii învățându-i să nu se teamă de nimic, să gândească liber, să fie independenți. Dar toate acestea vin cu prețul unei vieți de nomazi, al absenței unei case decente și, de multe ori, al lipsei mâncării și hainelor. Rex Walls, tatăl, un tip carismatic, de o extraordinară inteligență, îi învață pe copii istorie, fizică, vânează demoni împreună cu ei pentru a-i face să-și depășească temerile, le dăruiește stelele de pe cer de ziua lor, dar, dincolo de toate, nu reușește să le asigure un trai decent. Peste ani, fiica cea mijlocie, Janet, își povestește copilăria în această carte unică, de un umor extraordinar, dar și de o profunzime emoționantă. Vă invităm să descoperiți pe rafturile bibliotecii această carte șocantă, tristă, pe alocuri melancolică și minunat scrisă, cum o descrie American Library Association. Bună, sunt Mario, voluntar la Biblioteca Județeană Călăraș și vă prezint Enciclopedia Științifică Ilustrată de la editura Gvira. Este o enciclopedie completă, din care copiii pot afla lucruri interesante despre materie, amestecuri și compuși, energie, forțe și mișcare, pământ și spațiu, lumină, sunet și electricitate, plante și ciuperci. Cartea dă și explicații clare peste 2500 de termeni științifici, peste 1500 de ilustrații și diagrame și, totodată, conține un mic dicționar de peste 1500 de termeni științifici și teste recapitulative. Sunteți nerăbdători să citiți? Veniți la sala de lectură! Bun găsit, dragi copii! Vă tot gândiți ce să citiți în aceste zile călduroase de vară? Și ați rămas în pană de idei? Biblioteca județeană Alexandru Odobescu Călăraș vă recomandă ceva extrem de frumos, mai ales dacă vreți să descoperiți universul minunat al poveștilor. Vă prezentăm azi Pe cuvânt de șoricel de James Patterson, un celebru scriitor ce deține recordul mondial pentru cele mai multe cărți vândute, fiind incluse aici seriile Generala, Vânătorii de fantome, Eu haios, Roboții din familia mea. Povestea aduce în prim plan pe Isaia, un șoricel albastru care poate vorbi, râde, citi și simți lucrurile foarte profund, la fel ca voi. Crescut într-un laborator unde se fac tot felul de experimente, Isaia este extrem de inteligent, dar în continuu speriat de tot ce îl înconjoară. Într-o bună zi, șoricelul albastru reușește să evadeze din acel loc oribil, deși este nevoit să-și lase în urmă familia. Singur acum, Isaia trebuie să învețe să supraviețuiască în libertate, cu dușmanii, cu prietenii, cu hrana oamenilor. Recomand cu drag această carte atât piticilor cât și adulților. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș.